Mă adresez acum la toți cetățenii și mă adresez și la cei care îl servesc pe Plahotniuc. Fie că este vorba de Procuratura Generală, fie că este vorba de Centrul Național Anticorupție, fie că este vorba de presa, proprietatea lui, nu contează. Mă refer la toți. Pentru mine lucrul ăsta contează mult, dar mai puțin decât pentru fiecare dintre voi. Atât timp cât Plahotniuc va mai fi într-un fel sau altul prezent în viața publică din Republica Moldova, țara asta nu are viitor. Și vă spun lucrul ăsta nu în semn de răzbunare, în cunoștință de cauză. Am fost mult prea răbdător, mult prea tolerant și din păcate am ajuns până într-aici. Iar când vorbesc de Plahotniuc, vă rog frumos să nu vă gândiți doar la persoana dânsului, pentru că el, fără caracatița pe care o conduce, nu reprezintă nimic. Mă refer la ceea ce se întâmplă în procuratură, mă refer la acest partid pe care, de fapt, el îl conduce și îmi pare rău de domnul Lupu, care este un om cum se cade până la urmă, dar care este pus în situația în care este pus. Mă refer la umblatul prin țară cu cumpăratul și alegerile parlamentare care sunt inevitabile, cu înțelegeri prealabile, cu Usatăi, eventual cu Voronin, și nu exclud, și aici vă rog să aveți în vedere, cu rușii, pentru ca să organizeze alegeri și în urma alegerilor să schimbe și parcursul țării, pentru că el în Europa nu are cum să supraviețuiască.